Stimați colegi, bună ziua! Suntem convocați pentru ședința de astăzi și anume pentru examinarea agendei preconizate pentru astăzi, 6 septembrie 2020. Avem agenda expusă pe poștă electronică și este constituită din 4 subiecte care urmează fi examinate. Vă rog propuneri pentru ordine zilei de modificare sau completare. Nu sunt. Înainte de a spune votul lui agenda, vreau să constat că avem cuorumul necesar pentru a examina aceste subiecte. Cine este pentru aprobarea ordinii de zile în structura care a fost expusă, vă rog exprimarea votului. Vă mulțumesc. Primul subiect din ordinea zi este cu privire la cerere de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcție de președinte Republicii Moldova a domnului Alexandru Kalinin, raportor Vecislav Gregoroaie. Vreau să vă anunț că în sală este prezent și domnul Alexandru Kalinin, precum și persoana de încredere sau reprezentantul, o să constatăm ulterior, Valentin Caisă. Domnul Gregoroaie, vă rugăm. Da, mulțumesc. Bună ziua, stimați colegi! La data de 4 septembrie 2020, domnul Alexandru Kalinin, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a depus la Comisia Electorală cerere privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa. Au fost anexate următoarele documente. Procesul verbal din 3 septembrie 2020 al adunării cetățenilor, lista participanților prezenți la această adunare, a fost prezentată lista membrilor grupului de inițiativă, precum și declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat. De asemenea, a fost prezentată copie de pe actul de identitate și demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțe, de finanțele grupului de inițiativă, trezorierul. Astfel, la examinarea actelor s-a stabilit că din cele 91 de persoane prezente la adunarea cetățenilor și care de asemenea au fost înaintate și ca membri ai grupului de inițiativă, 90 de persoane au întrunit condițiile necesare pentru a fi prezent sau a putea legaliza în grupul de inițiativă al domnului Kalinin. În acest sens, eu vreau să vă propun să înregistrăm acest grup de inițiativă în număr de 90 de persoane conform anexei pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Kalinin în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, să-l confirmăm pe domnul Serghei Colev în calitate de conducător al acestui grup de inițiativă și să o confirmăm în calitate de persoană responsabilă de finanțe, pe doamna Olesia Șefcencu. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie, conform prevederilor legale. Prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării, se publică pagina comisiei și în monitorul oficial cu modul de contestare cuvenit. Rog susținerea acestui proiect. Domnul raportor, vă mulțumim. Domnul Kalinin, vă rugăm să luați loc în fața raportorului. Vitalie, pornește camera. Și să vă întrebăm dacă aveți ceva de spus suplimentar la cele invocate în cerere și actele anexate.
Domn președinte, nu se aude nimic. Stimați colegi, noi conectăm procuratorul pentru domnul Calinin ca să-l vedeți și dumneavoastră. Am înțeles. Mersi. Stimați colegi, îl aveți conectat pe domnul Calinu și vrem să-l întrebăm dacă aveți suplimentar de invocat ceva la cererea depusă și actele depuse la dosarul pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Bună ziua, dragii colegi, никаких замечаний не имею, понимаю, что одного человека исключили, нет проблем. Вам огромное спасибо, мы ценим мод. Stimați colegi, vă rog întrebări față de persoana respectivă. Mă refer la domnul Calinin. Domnul Calinin, spuneți-vă rog, dar dumneavoastră posedați limba de stat? Dumneavoastră posedați limba de stat? Заявление написал, все, пожалуйста, могу предоставить все документы, подтверждающие знания государственного языка. Да, puteți să răspundeți în limba de stat? Вы ставите под сомнение? Если ставите под сомнение... Домну Калине, как обсерватор. ...языке, на котором неудобно изъясняться. Если у вас есть какие-то возражения, сомнения, готов предоставить подтверждение знания языка и по процедуру провести по отношению ко всем кандидатам, которые выдвигают себя на пост президента Республики Молдова. Никаких проблем. Stimați domnule Călin, întrebarea mea are ieșit din faptul că la întrebarea domnului președinte ați răspuns în altă limbă. Întrebarea mea față de dumneavoastră a ieșit din faptul că la întrebarea domnului președinte ați răspuns într-o altă limbă decât cea de stat. Încă o dată vă întreb, dumneavoastră puteți să ne răspundeți în limba de stat? Luați vă rog microfonul ca să vă audă și colegii noștri. Я вам еще раз говорю, без проблем, я владею языком, я понимаю. Если у вас есть сомнения, я... в том языке, на котором неудобно изъясняться. Если запрещено изъясняться на русском языке, вы выставляете мне претензии. Давайте пойдем. Вот таких вопросов. А до он требует. Написал заявление. Предоставлю вам диплом о высшем образовании, где я прошел курс именно обучения русского языка. Пожалуйста. А до он требует. Unde ați locuit pe parcursul la ultimii 10 ani? Permanent. Я родился на территории Республики Молдова в 77 году. Окончил школу среднюю специальную. Окончил экстерном школу Александрия. Домн Калинин, ultimii 10 ani de zile, unde ați domiciliat? Вы мне говорите, я вам объясняю все. Я же отвечаю на ваш вопрос. Я окончил университет в 2003 году. Я прожил на территории Республики Молдова 26 лет, что соответствует Конституции Республики Молдова, где сказано, что кандидатом может быть гражданин, который проживал, либо проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет. Данные требования все выполнены с моей стороны. Вы мультимим петру спонс. Домну Груду заводска циркатмана петру антребари. Da, mulțumesc. Domnul Călin, bună ziua. Confirmați-mi, vă rog, dacă mă auziți, domnule Călin. Confirmați-mi, vă rog, dacă domnul Călin mă aude.
Domnul Gurduță în sală se aude perfect. Foarte bine. Domnule Calinin, legea fundamentală a Republicii Moldova spune expres că poate fi ales președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot, care are 40 de ani împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova numai puțin de 10 ani și posedă limba de stat. Domnule Calinin, vă rog frumos să-mi expuneți ceea ce eu v-am citit. În limba de stat. La microfon, domnule Călin. Vreau să las microfonul. Я изъясняюсь на том языке, на котором мне удобно изъясняться. И я ответил на все поставленные вопросы. Если есть сомнения, пожалуйста, я и вам повторю, создавайте комиссию. Но подход должен быть идентичный ко всем кандидатам, подтверждающий знания... Domnule Калинин, ну полемизам. Ругаминтя мя а фост симпла сам релатать сукчинт в лимба де стат, чей че вам спус ка скрие в леджа фундаментала. Ну требуя алте комментарии, дор атыт. Уважаемые коллеги, я ответил на все поставленные вопросы. Пожалуйста, прошу принять решение и информировать меня. У меня много времени нет. Принимайте решение, будем действовать. Муцуми Боль. Domnul Călin, poate să mai fie întrebări la dumneavoastră de parte colegilor. Vă rog să nu prăfuți sala. Colegi, dacă mai sunt întrebări față de lui, vă rog, aveți tot dreptul. Domnul Șarban, vă rog. Da, o să am și eu o întrebare. Bine, poate o prevedere din Constituție, poate că n-am văzut nimic complicat aici. Dar vă rog să expuneți cererea pe care dumneavoastră ați prezentat-o Comisiei Electorale Centrale în limba care se cere și în limba în care dumneavoastră ați perfectat. Vă rog, domnule Călin. Vreau să vă întreb dacă ați înțeles întrebare, domnule Călin. Domnul Șarban a solicitat să expuneți în limba care ați scris cererea față de comisie. Să fie expus conținutul acestei cereri, nu cer textual. Motamu. Domnul Călin. Я ответил на вопрос. Меня было слышно, коллега? Ну, вам аудит, коллега. Уважаемые коллеги, я ответил на все поставленные вопросы и еще раз вам разъясняю, цитирую Конституцию Республики Молдова. Кандидат должен владеть государственным языком, проживать, либо проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет. Все требования мной были выполнены. Еще раз повторю, я изъясняюсь на том языке, на котором мне удобно изъясняться. Если есть какие-то сомнения, пожалуйста, создавайте специальную комиссию для того, чтобы выяснить факт, владею я государственным языком, либо я не владею государственным языком. Мне интересна процедура, которая будет, насколько это будет затянуто, и я буду требовать такой же подход ко всем кандидатам. Что касается дальнейших вопросов, пожалуйста, будем уже, если какие-то вопросы, разбираться в судебном... Vă mulțumim pentru răspuns. Mai sunt întrebări, domnule Bedinski, mai mult. Deci eu concretizez, domnule președinte. Eu am auzit toate explicațiile domnului Calinin, mă rog. Problema era că cererea pe care dumnealui a perfectat-o
și cred că domnul Agriguroai sau cine a recepționat documentele confirmă că a scris-o dumnealui, eu doar un element din documentele absolut necesare pentru examinare, am rugat să fie vociferat, nimic mai mult. În ce limbă dumneavoastră vă e comod? Iarăși e dreptul dumneavoastră. Eu doar am cerut ca unul din documentele absolut obligatorii pe care trebuie să le prezentați comisiei să fie acum vociferat. Atât. Doriți bine, nu doriți la fel de bine. Dar vă rog, nu ne amenințați cu judecățile, cu alte chestiuni, nu-i cazul. Așa, vă mulțumesc. Domnul Ribedinski, vă rog. Domn Caline, dumneavoastră, în discursul vostru, a spus că vreți fi o abordare unică față de toți pretendenții. Vă comunic, abordarea este unică. Toate întrebările față de pretendenți erau formulate în limba de stat și se așteaptă răspunsul în limba de stat. Ca să ne convingem, sunteți prima persoană care refuză să dea răspuns în limba de stat. De ce și s-a provocat această situație? Dumneavoastră, puteți să citiți cererea dumneavoastră adresată comisiei în limba de stat. Я ещё раз вам повторяю. Я декларацию заполнил в присутствии комиссии, которая принимала. Я понимаю язык, но я изъясняюсь на том языке, на котором мне удобно. Имеете ли вы право сейчас от меня требовать знания языка? Мы сейчас на комиссии Госуниверситета по знанию языка, либо мы в комиссии... Домну Калинин, я вам соинтервен. Дать респонс на требари фэры комментарий. Борог форт фонус. А ему регламент респектар. Я говорю на том языке, на котором мне удобно изъясняться. Пожалуйста, принимайте решение. Леск, мы с ним требари. Домну Забуза, ворогам. Domnule Calinin, răspundeți-mi, vă rog, scurt. Întrebarea. Dumneavoastră, posedați limba română? Закрыли вопрос. Если я вам еще раз повторяю, создавайте комиссию специальную и акцент ставлю на то, что найдите мне процедуру, которая будет соответствовать законодательству в кратчайшие сроки. Domnul Calinin. Domnul Calinin, opriți-vă când vorbesc, când vi se adresează întrebare. Repet încă o dată întrebarea și asta insist deja să fie inclus în procesul verbal. Atât întrebarea cât și răspunsul potențialului solicitantului. Deci, domnule Calinin, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă dumneavoastră posedați limba de stat a Republicii Moldova, care este limba română? Я соответствую государственным языком владею. У меня есть подтверждение трех учебных заведений. Средняя специальная школа, 9 классов, средняя специальная школа. Întrebarea este dacă dumneavoastră posedați. Confirmați acest lucru. Nu îmi spuneți despre diplome. Răspunsul este da sau nu. Dacă posedați limba română, spuneți-mi da. Не отвечаю на вопрос. Вы же здесь, мы не... На базаре, правильно, вы задаете... Домнул Калинин, вы рук с вами ждите. Требарь, да, сауну. Отвечаю, я владею государственным языком. Разговариваю на том языке, на котором мне удобно изъясняться и комфортно. Вы меня заставляете говорить на другом языке. Какое вы имеете право? Я подтвердил, что я знаю язык. И я отстаиваю свои гражданские права. Я могу говорить на территории Республики Молдова на любом удобном для меня языке. Де процедура? Да, бро. Конформ регламенту де активитатя комиссии, соличит ка întrebările care le-am acordat pretendentul și răspunsurile primite să fie incluse în procesul verbal al ședinței de astăzi. Mulțumesc. Domnul Gorduze, vă confirm că ședința se înregistrează și în baza înregistrării se face transcrierea în procesul verbal. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Nu sunt. Propuneri față de proiect prezentat? Eu cer scuze, domn președinte. Am întârziat, să nu am o întrebare. Dar întrebare către domnul raportor.
Vă rog, sau către persoana care a recepționat materialul. Da, vă rog. Deci, domnul Agrigoraie, dacă dumneavoastră ați recepționat, sau poate Gaston, eu nu știu ce, această cerere, fiindcă noi putem să discutăm aici despre cunoașterea limbii, eu mă refer strict la cererea, care este element indispensabil pentru a examina aceste documente. Este clar stabilit. Iată, această cerere a fost perfectată și semnată în prezența persoanelor care au recepționat sau nu? Da, domnul Șervan, vă răspund la întrebare. Știți, deja o situație mai deosebită pentru mine, deoarece eu propun înregistrarea acestui grup. Vreau să vă spun că atunci când, într-adevăr, când s-au primit actele, toate discuțiile au avut loc în limba rusă. Ceea ce țin de cererea aceasta, eu, într-adevăr, am văzut cu ochii mei că persoana a îndeplinit-o. Am înțeles. Eu să vă răspund până la urmă. Întrebarea este alta, că domnul a copiat pur și simplu pe o foaie. Probabil lui nu i-a fost atât de greu să copie cuvintele. Acum, și actele au fost primite cantitativ, acum, dacă sincer, îmi pun și eu întrebarea cât de bine persoana cunoaște, că la moment, primind actele doar cantitativ, nu a fost pus subiectul acesta. Dar la moment, toate întrebările astea sunt foarte judicioase și vă spun, persoana a îndeplinit-o personal, dar am deja și eu dubii că persoana posedă limba de stat în măsura în care este necesar. Eu vă mulțumesc, coleg. Mulțumesc. Colegi, dacă mai sunt propuneri de îmbunătățire a proiectului, domnul Grigoraie, înțeleg că vă susțineți propunerea. Deja eu am dubii, dacă sincer. Eu, pur și simplu, la etapa când primesc actele cantitativ, noi nu punem astfel de întrebări dacă posedați sau nu posedați. Și, într-adevăr, persoana discută în limba care e comod. La moment, dacă sincer, sunt dubii rezonabile de a considera că persoana nu cunoaște limba de stat. Poate el și o cunoaște. Dar dacă nu putem noi să identificăm ca comisie dumneavoastră consideră, las fie o altă comisie care să confirme faptul că dumneavoastră posedă limba de stat și atunci cred că putem reveni la subiect. Dar la moment eu măcar prezint proiectul, cum nu a sunat, dar eu m-aș abține de la adoptarea unui astfel de proiect, dacă sincer. Deoarece au fost mai multe tentative, persoana spune măcar vă dau cuvinte în limba de stat, a refuzat, e dreptul lui. Dar e și dreptul nostru să procedăm în consecință celor ce s-au întâmplat astăzi la ședință. Asta e părerea mea. Am vrut să-l întreb pe colegul Grigoraie, odată ce au apărut anumite dubii la dumnealui ca raportor, dacă ar susține ideea să fie amânat acest subiect pentru ziua de mâine, noi avem conform legii 3 zile pentru a ne expune și să avem timp suficient ca să evaluăm și să apreciem toate circunstanțele. Eu ideea o susțin, doar câteodată am și eu o întrebare, dacă toți suntem aici toți împreună, nu știu dacă chiar e cazul în afară ședinței să ne expunem. Chiar dacă amânăm ce asta schimbă, până mâine cum noi creăm o comisie, cum noi totuși stabilim cu persoana în cauză, dacă dumnealui până mâine nu încearcă să ne răspundă iarăși în limba de stat sau nu se creează o comisie, noi și mâine ieșim în ședință și subiectul nu se schimbă. Vreau să înțeleg ce o să ne dea nouă aceasta. Mulțumesc. Domnul Veșislav, eu mă gândesc că poate să ne dea ceva, s-ar putea întâmpla ca avocatul care îl asistă pe domnul Kalinin să-l ajute cumva. Sau, mă rog, poate domnul Kalinin își reconsideră poziția care acum văd că e insistent oprobat. Pe mine nu mă interesează și nu întreb citate pasaje din clasici, din literatura contemporană și așa mai departe. Eu consider că la moment nu există un act și nu se dă dovada de existența în esență a unui act, chiar dacă el este anexat la materiale, care este indispensabil procesului de aprobare a acestei hotărâri.
Mă refer la cerere. Nimic mai mult. Nu cer să-mi citească poezii, proză și așa mai departe. Rog doar cererea aceasta să fie vociferată în fața comisiei. Dacă nu, nu este, nu este. Mă rog. Stimați colegi, domn președinte, eu ca raportor susțin, dar mă rog, suntem toți împreună, eu cred că dumneavoastră trebuie să vă adresați la ceilalți membri. Dacă se acceptă amânare pentru ziua de mâine, eu ca raportor nu am obiecții. Domnul Gurduza, vă rog. Consider că amânarea nu va soluționa în fond problema și am aici o propunere alternativă a amânării, care este foarte simplă de principiu. Deci, punctul 12, litera E din Regulamentul Comisiei Electorale Centrale scrie că declarația privind consimțământul va fi scrisă personal de candidat la sediul CEC. Propunerea mea este acum ca domnului Calinin să-i se dea o foaie curată și dumnealui să completeze încă o dată lista, declarația, pentru că anume aici este momentul indispensabil care îl invocă domnul Șarban, care într-adevăr este crucial în speța examinată. Dar eu înțeleg că domnul Calinin nu poate să memoreze conținutul model al acestei declarații. Nici o problemă. Cineva dintre noi citește declarația dumnealui doar să o expună în fața membrilor, pentru că acum eu am dubii, bănuieli rezonabile față de această declarație. Și lucrul ăsta poate fi rezolvat nu prin amânarea ședinței, dar exact acum, în timpul ședinței. Dumnealui să ne demonstreze că această declarație într-adevăr a fost scrisă de către dânsul. Propunerea este, puneți-o la vot, ca dumnealui acum să scrie această declarație, dar nu după un model, dar din auzite sau după dictare. Domnul Gurduza, probabil va fi nevoie și de acordul domnului Calinin în acest sens și vedem în situația în care... Cer scuze, domnule Ciumil, dar regulamentul nostru spune expres, imperativ, declarația se depune, va fi scrisă personal de candidat la sediul CEC. Nu știu dacă este acordul, aici nu e că vrea dumneavoastră sau nu vrea, asta e normă. Dar cum facem cu situația că deja există la materia dosarului declarației? Așa înțeleg eu. Așa a fost raportat. Anume și aici sunt bănuieli rezonabile, dubii despre seriozitatea acestei declarații, confirmată chiar și de către grupul de lucru care a recepționat actele. Deci, dumnealor ne-au confirmat acum că această declarație, de fapt, a fost copiată de pe text. Eu tot nu știu multe, nu cunosc multe lumi, dar știu cel puțin a copia un text, chiar dacă nu cunosc limba. Mați colegi, vreau să înțeleg dacă sunt două propuneri, de a suspenda pentru mâine și de a-i propune domnului Calinin să scrie această declarație dintr-o dictare aici, în sala de ședință. Domnul Lebedinski, vă rog. Mați colegi, eu vreau să atenționez că chiar și activității Comisiei Electorale Centrale este aplicabile prevederile codului administrativ. Vă citesc pentru dumneavoastră, domn Calinin, și pentru colegii mei. Articolul 26, cod administrativ. Limba de procedură. Limba de procedură în fața autorităților publice și a instanțelor judecătorilor competente este cea prevăzută de legislație. Conform legislației, limba de procedură este cea de stat. Chiar și la Comisia Electorală Centrală, în calitate de autoritate. Vă rog să ne spuneți. Vă puteți expune în limba de stat personal sau aveți nevoie de translator? Domn Calinin, dumneavoastră acum încălcați prevederile articolului 26, cod administrativ. Domn Calinin, ordinea în procedură, nu dumneavoastră... Domn Calinin, încă o dată vă întreb. Дайте мне ответить. Дон Калинин, încă o dată vă întreb. Sunteți capabil să executați prevederile articolului 26 cod administrativ sau nu? Vă rog. Я выполнил все требования, которые были необходимы. Если сейчас вы из себя представляете преподавателя для того, чтобы я сдавал госэкзамен на знание государственного языка, прошу данную процедуру применить абсолютно ко всем кандидатам. Назначайте день. Просите, чтобы каждый пришел из кандидатов
и выполнили все одинаково, все сели, вы будете диктовать, а я, мы будем все... Домнул Калинин, вам аудит распунсу. Я хочу сказать в заключение. Ну, если... Заключение, пожалуйста, выслушайте. Классик, который действительно очень правильно сказал. И мне очень обидно тот факт, что происходит. Каким образом вы накидываетесь. Помните, классик сказал? «Еу винит перзио акасе, се вече зичиту». «Ням диспорцит отдате, се вече зичиту». Майрис Пейдрумов Батте Себе Чезичету. Господа, я надеюсь, что всем понятно. Всего доброго. Я жду ваше решение. Deci, vorbeam că sunt două propuneri. Una de a amâna pentru mâine a domnului Lebedinski și a doua propunere de a propune domnului Kalinin să scrie această declarație în sala de ședință la dictarea unui membru comisiei. Vreau să înțeleg dacă urmează aceste două propuneri să le spun votului. Domnule Bidescu, vă mențineți? Deci... Comunare? Da, comunare. Inițial să spun, sau să-l întrebăm pe domnul Calinem, dacă e gata să execut propunerea domnului, dar dacă nu, atunci am propun să mă. Vreau să știu care punem la vot, fiindcă au fost două propuneri a doi membri. A domnului Gurduza inițial. Exact. Hai. Propune domnul Gurduza, stimați colegi, de a-i propune domnului Kalinin aici în sală, acum, să scrie declarația respectivă, deci în baza unei dictare a membrului Comisiei de Recepționare de Acte. Așa a fost propunerea. Exact. Cine este pentru? Vă rog, exprimare votului. Avem. Da, domnul Găftov. Domnul Găftov. Da, domnul Găftan a fost pentru, l-am văzut în sală. Cine este împotrivă? Abțineri? Un vot abțineri. Vă mulțumim. Domnul Kalinin, conform votului membrilor comisiei, vi se propune să îndepliniți acest document, care în timpul analizii în ființa cecului a... Deci, strânit unele dubii rezonabile privitor la faptul că dumneavoastră puteți să-l perfectați așa cum cere legea. Vă rugăm să faceți acest exercițiu colegilor pentru a ne demonstra atitudinea dumneavoastră de a scrie cererea dată conform cerințelor normative. Уважаемые коллеги, я еще раз повторяю. Приглашайте всех кандидатов, пусть проходят ту же процедуру. И я с удовольствием буду писать под вашу диктовку. Лично под вашу. Никаких проблем. Не подходите избирательно. Подходите ко всем одинаково. Собирайте комиссию. Я сейчас вообще не понимаю, в рамках чего вы. Дайте мне ссылку на закон, на подзаконный акт. На основании чего вы сейчас принимаете решение, чтобы я писал вам диктант? Пожалуйста. Вы эксплик. Будем смотреть. Мне нужен нормативный акт. Стимати претендент, мы сунтем... Мы сунтем... Скажите, пожалуйста, подтверждение знания языка дипломом госуниверситета – это является владение государственным языком, либо нет? Вы ставите сейчас под сомнение образование в Республике Молдова? Тогда закрывайте вообще Министерство образования, закрывайте все университеты и говорите, что оценки не соответствуют действительности. Я вам предоставляю два аттестата и один диплом. То, что вы сейчас делаете, противозаконно. Я данное решение буду обжаловать. Вы меня заставляете делать то, что не прописано ни одним фактом. Домну Калинин. Вы должны понимать о вашей ответственности. Я готов предоставить диплом о государственном образовании Госуниверситета имени Олега Руссо Республики Молдова. Это достаточно для того, чтобы показать и доказать. Am înțeles. Domnul Kalinin. Domnul Kalinin, vă rog frumos să vă abțineți de la multe comentarii care nu formează esența cauzei date. Suntem într-o procedură administrativă. Dumneavoastră ați prezentat niște înscrisuri. Ele formează niște probe.
Colegii au pus la dubă veridicitatea acestor, la dubii, pardon, aceste probii. Deci noi solicităm să demonstrați în această procedură administrativă că sunteți și capabil să îndepliniți această cerere. Документ, подтверждающий образование. Да или нет? Noi nu o să vă răspundem la întrebările respective care nu au relevanță cauzei administrative. Noi doar vrem să constatăm faptul că actele care le-ați depus dumneavoastră... Nu mă întrerupeți, vă rog, domnul Călin. Nu mă întrerupeți. A fost o propunere din partea membrilor CEC, cu votul majorității, să ne demonstrați în ședință publică că aveți acea aptitudine despre care solicită legislația. Dacă este posibil o mică pauză de 5 minute. Înainte de a fi posibil, de a fi ascultat răspunsul domnului Călinului. 5 minute ca să explic esența și ca să pot ajuta. Vreau să fiți avocat sau asistat? Vreau să vă anunț că în lista de înregistrare este fixat numele Caisân Valentin și semnătura. Nu este indicat calitatea lui de reprezentant sau avocat. Dacă vă spun că avocatul să cereți mandat, sigur. Cu regret, mandatul nu dispun de acest mandat. Care a dacă e, dar nu... Ați cerut o pauză de 5 minute, ca să explicați. Cui? Nouă sau domnului Călini? Dumneavoastră până acum, pe parcursul la aproape 40 de minute, ați fost alături de domnul Călini și tot a explicat ceva. Domnilor, dacă domnul Călini nu are nevoie de 5 minute, dați-i le acordăm, dar să cear dânsul, nu alte persoane terțe care nu... Domnul Călin, doriți 5 minute de pauză? Dumneavoastră, personal, doriți. Stimați colegi, deci domnul Călin dorește o pauză de 5 minute pentru a se consulta? Mă rog, propun să fie acceptată solicitarea. Da, susțin. Orele 11. Orele 11.45, continuăm.
Stimați colegi, a expirat timpul acordat pentru consultările domnului Kalinin la cererea dumnealui și stimați colegi, constatăm că domnul Kalin și reprezentantul acestuia a declarat, domnul Caisin Valentin nu s-au întors în sala de ședință. Propun să continuăm examinarea proiectului prezentat și să revenim la propunerea domnului Lebedinski de a amâna pentru mâine ședința respectivă. Deci, înțeleg că dacă dumnealui nu s-a prezentat în sală, înseamnă că nu va executa acea propunere a plenului CECL de a scrie declarația, deci, în limba română la dictarea unui specialist din cadrul Comisiei de Recepționare. De aceea, pun la vot dacă domnul Lebedinski își menține propunerea dată de a amâna pentru altă zi și anume pentru mâine examinarea acestui proiect. Domnul președinte, aceasta nu rezolvă nimic. Eu nu văd sensul amânării, absolut. Eu pun la vot amânarea. Colegii o să se expună. Susțin amânarea sau nu susțin? Pentru a susține sau nu amânarea, confirmați-ne dacă domnii de la pază pot confirma că domnul Kalinin a părăsit sediul Comisiei Electorale Centrale. O minută ca să verificăm încă o dată suplimentar. Poate omul e în sediu, dar noi... Din spusele, stimați colegi, din spusele domnului Berlinski, s-a discutat cu carabinierul care este la paza la intrare și a menționat că au părăsit sediul CECului. Asta este starea de fapt. Revine, nu revine, nu știm, dar se constată în ședință această situație. Păi atunci ce fel de amânare poate fi dacă persoanele au refuzat să execute indicația membrilor Comisiei Electorale Centrale? Nu știu. Noi avem colegi, noi avem toate șansele mâine să examinăm tot fără dânși. Și dăm așa singur să ne dăm aici cu părere. Este foarte adevărat, dar măcar colegi, îi oferim posibilitatea aceasta ca dânsul, poate să mai gândește, mă rog, și mâine să examinăm. Eu nu văd o problemă dacă am examinat. Deci, Domnul Berdinski, vă rog. Stimați colegi, indiferent de faptul dacă pretendentul sau petentul se va întoarce sau nu, rugămintea mea sau propunerea mea de amânare este bazată pe necesitatea examinării, inclusiv articolul 22 cod administrativ, cercetarea din oficiu, articolul 24 cod administrativ, ce privește bună credință și comportamentul părților, articolul 26 cod administrativ, ce privește limba de procedură, și inclusiv articolul 80, doar o secundă să vă spun exact, din capitolul 3, investigație, prin prisma articolului 2, care stabilește că în cadrul investigării stării de fapt, participanții la procedura administrativă sunt obligați să colaboreze cu autoritățile publice, să indice asupra probilor și faptelor care le sunt cunoscute, să prezinte documentele pe care le dețin. În legătură cu aceasta, pentru a nu veni cu o hotărâre pripită sau cu o decizie pripită, eu consider că urmează să examinăm acele circunstanțe care au apărut în cadrul examinării procedurii administrative acum în ședință, ca să luăm o decizie legală și bazată pe examinarea la toate aspectele. Vă mulțumesc. Colegi, dați-mi voi spun propunerea respectivă la vot. Cine este pentru amânare pentru mâine a
chestiunii cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținere candidatului la funcție președinte pe Republica Moldova, domnul Alexandru Calinin. Vă rog, exprimarea votului. Așa, am văzut 5 voturi. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri. 2 abțineri. Vă mulțumesc. Deci, colegi, se amână acest subiect pentru ziua de mâine. Subiectul numărul 2, cu privire la modificarea hotărârii CEC numărul 4167 din 3 septembrie 2020, cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcție președinte Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu. Și, stimați colegi, vă menționez că în sală este înregistrat un participant. Numele lui este Suharenko Sergiu, probabil că reprezentantul LDM-ului. Vă rog să luați microfonul. Raportorul acestui proiect este la fel domnul Vecislav Agrigoroae. Vă rugăm, domnul Agrigoroae. Stimați colegi, la data de 4 septembrie, domnul Sergiu Suharenko, conducătorul grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Tudor Deliu, candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală o solicitare prin care se intenționează suplinirea numărului de membri a grupului de inițiativă cu încă 30 de persoane. Actele au fost examinate, persoanele corespund cerințelor. În acest sens propun să modificăm la punctul 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 4167 din 3 septembrie 2020 textul în număr de 49 de persoane cu textul în număr de 79 de persoane. Punctul 2 al hotărârii se completează cu 30 de persoane lista membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Tudor Deliu, candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Liberal-Democrat din Moldova, conform anexei. Și punctul 3 se referă la intrarea în vigoare, mod de publicare și de contestare a hotărârii. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumim, domnul raportor. Domnul reprezentant a grupului de inițiativă, domnul Suharenko, suplimentar ceva de... Da, vă mulțumim și noi. Stimați colegi, întrebări față de domnul reprezentant sau de întrebări față de textul expus? Vă rog. Nu. Nu sunt. Propuneri pentru îmbunătățirea proiectului? Nu sunt. Solicit susținerea proiectului dat prin exprimarea votului. Cine este pentru? Vă rugăm. Da, vă mulțumim. Toate voturile am văzut. De procedură, da, vă rog. Stimați colegi, vreau să vă comunic că domnul Călinin și persoana care l-a însoțea sau reîntors în sala de ședință. Domnul Călinin, vă anunțăm că subiectul dumneavoastră a fost, examinarea acestuia a fost amânat pentru ziua de mâine. În conformitate cu prevederile codului administrativ, aveți dreptul să prezentați probele suplimentare care le considerați ca fiind de cuvință pentru a fi aduse la cunoștința Comisiei Electorale Centrale. Este dreptul dumneavoastră și vă rog să luați în considerație. Dacă vă este clar, vă rog să confirmați. Я готов третий раз заполнить декларацию, но под диктовку такой процедуры нет. Если есть такая процедура, дайте мне, пожалуйста, ссылку на законодательный акт. Дон Калинин, ты у нас раз анцелес интребаре мясо вну? Я вам еще раз говорю, я выполнил все требования. Дон Калинин, инкодаты в коммуник. Дрепул дуниастра де апрезента пробе. Субъекту дуниастра, апоста мнат пентрузио де мыне, vă rugăm până la orele 12.00 să prezentați actele suplimentare care le considerați ca fiind necesare de a le aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale. Vă este clar dreptul dumneavoastră sau nu? Eu înțeleg că dumneavoastră nu ați înțeles dreptul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Colegi, continuăm. Domnul Găduza, da, vă rog. Totuși de procedură, odată ce persoanele au venit în sală, domnul Călinin, așteptați? Propun, totuși, ca dumnealui să-i se dea o foaie curată. Nu dorește la dictare? Foarte bine. Atunci să completeze în fața noastră acum declarația.
dar fără a o copia de pe un text deja scris. Nu vrea cu dictare, nicio problemă. Haideți deja să luăm noi o pauză, chiar dacă v-am amânat subiectul, dar să, eu vreau să văd pentru mine, ca să știu cum să mă decid la acest subiect. Să văd că dumnealui completează, depune declarația scris în fața noastră, dar fără a o copia și dacă nu dorește dictare, să o expună dumnealui, dar. Pentru noi, dacă amânăm, mâine tot același lucru o să-l facem. Lasă-l facă dumnealui asta acum. Așa am amânat ședința pentru mine. Eu am spus că am amânat ședința, să solicit eu o pauză ca dumnealui să o completeze. Pentru că mâine iar de nou o să ne pomenim lucrul ăsta. Уважаемые коллеги, я выполнил все требования, которые были поставлены комиссии, требования, которые включены в кодекс избирательный. У меня первый раз не приняли документы, нашли основания. Я заполнял декларацию присутствия 2 раза. Необходимо присутствие всей комиссии, готов еще раз, повторяю, только готов выполнить те требования, которые предъявляются ко всем кандидатам. Никаких проблем. Пожалуйста. Большое удовольствие. Том Калинин. Față de toți candidații a fost pusă cerința să vorbească în limba de stat aici, în ședința Comisiei Electorale Centrale. Sunteți gata să examinați această cerință și să o executați sau nu? Ați spus că vreți să fie cerință unică față de toți. Vă spun, cerința unică față de toți a fost să vorbească în limba de stat, cum este prevăzut de articolul 26 Codul Administrativ. Sunteți gata să executați această cerință? Еще раз сказал и повторю еще раз. Требования все выполнены. Сомнения, что я написал, готов выполнить требования в рамках закона. Ни больше, ни меньше. Ну, мы мульту мы общим. Vă solicităm în conformitate cu prevederile articolului 26 să respectați limba de procedură în fața organului administrativ. Да, пожалуйста, дайте мне, я заполню. Присутствие. Domn Călinin, încă o dată vă comunic. În conformitate cu articolul 26, cod administrativ, aveți obligația să respectați limba de procedură. Sunteți gata să executați cerința legii sau nu? De ce nu executați? Colegi, eu o să intervin pentru a pune punct în discuții interminabile. O să fiți invitați pentru mâine pentru a realiza acea procedură care s-a solicitat. Ora, colegi, o clipă să spunem și ora ca să convenim cu ceilalți colegi. Pentru ora 16, stimați colegi, este ok ca să ne întornim mâine pentru dumneavoastră. Ok. Mâine, pentru orele 16, sunteți invitați în ședința comisiei pentru a continua examinarea cererii dumneavoastră. Vă mulțumim. Urmează punctul numărul 3 pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale numărul 4171 din 3 septembrie 2020 cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiative pentru susținere candidatul la funcție de președinte Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, raportor Sergiu Gorduza. Vă rugăm. La data de 5 septembrie 2020, conducătorul grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea doamnei Maia Sandu, candidat la funcție de președinte Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Partidul Acțiuni și Solidaritate, a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care se solicită completarea listei membrilor grupului de inițiativă cu încă 3 persoane. Respectiv, se propune următorul dispozitiv de hotărâre. În punctul 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 4171 din 2020, textul număr de 96 de persoane se locuiește cu sintagma în număr de 99 persoane. Și se completează cu 3 persoane lista membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea doamnei Maia Sandu. Și, respectiv, ultimul punct, intrarea în vigoare a hotărârii și modul de publicare și contestare a acestea. Raport încheiat. Vă mulțumesc, domnul raportor. Vreau să vă informez, stimați colegi, că nu s-a înregistrat nimeni din partea acestui pretendent. De ce o să solicit întrebările față de autorul proiectului? O să vă confirm că conducătorul grupului a fost contactat de către mine personal și de către ceilalți colegi din grupul de lucru numărul 5, dar nu am primit niciun feedback înapoi.
a fost inclusiv și prin SMS atenționat despre ședința de astăzi. Vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări față de cele prezentate în proiectul hotărârii, vă rog. Nu. Propuneri de îmbrățire a conținutului proiectului? Nu sunt. Atunci o să solicit susținerea proiectului dat prin exprimarea votului. Cine este pentru? Vă rog. Susțin, Șarban. Mulțumim. Subiect numărul 4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Furtopo Mare, Raionul Craiuleni, raportor Vladimir Șarban. Vă rugăm. Domnul Șarban, nu se aude microfonul. Conectați microfonul. Facem doar că noi făcusem deja un schimb de opinii cu domnul Lebedinski, dar nu e o problemă, pentru că este un subiect tradițional. În localitatea Hârtopu Mare, în cadrul Consiliului, consilierul Busuioc Călin, ales pe lista Partidului Politic Uniunea Salvați Basarabia, a depus document cerere de demisie. Comisia Electorală Centrală a examinat această chestiune, precum și cererile a 5 consilieri, cererile, declarațiile de refuz ale 5 consilieri supleanți, candidați supleanți în cadrul acelui partid. Și în temeiul articolului 18, articolul 22 și altor norme relevante cazului, propunem se ridică în baza cererii demisii mandatul consilierului Busuioc Sarabia, Consiliul Comunal Hârtopu Mare, Raionul Craiuleni. Se atribuie mandatul de consilier în același consiliu candidatului supleant Sprâncean Eugeniu de pe lista aceluiași partid. Se preavizează consilierul Sprâncean Eugeniu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate. Cazul apariției acesteia. Și punctul 4 tradițional, modalitatea de publicare și contestare a hotărârii în caz de adoptare. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, domnul raportor. Stimați colegi, întrebări față de cele prezentate. Propuneri. Este propunerea domnului Filipov de a susține proiectul dat prin exprimarea votului. Cine este pentru? Șarban pentru. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă anunț că am epuizat examinarea agendei, doar că un subiect a fost transferat pentru ziua de mâine, orele 16, și vă rugăm să participați și mâine la examinarea deci chestiunii respective. Probabil că vor mai fi și alte subiecte care vor fi pregătite și puse în ordinea zilei. Domnul Lebedinski, vă rog. Stimați colegi, aduc aminte, astăzi avem alegeri locale noi în două localități. Vă rugăm să fiți la legătură în cazul în care va apărea o contestație care va fi de competență CEC ca să putem să o examinăm în regim de urgență. În legătură cu aceasta, declar ședința de astăzi închisă și vă mulțumesc.